până la urmă chiar contează cu ce rămânem în urma unor experiențe? Trebuie să dăm importanță cu ce rămânem în urma unor activități, în urma unor întâlniri cu niște oameni? Este suficient să experimentăm, să trăim în prezent și să trecem mai departe? Sau este important să imortalizăm acele momente în minte sau, dacă vrem să fim mai filozofi, în suflet? Dacă există? Nu cred că există. Să putem să le rememorăm mai târziu? Dacă și tu consideri asta, trebuie să urmărești acest episod. Care ar fi modalitățile prin care am putea să păstrăm aceste amintiri? Putem să pur și simplu să ținem minte ce ni se întâmplă, dar nu cred că sunt persoana potrivită pentru asta. Uit, pur și simplu, chiar dacă pot să dau importanță. Asta sunt. Nu mă judecați? Nici eu nu mă judec, dar aminte voi. Vă rog, nu mă judecați. Sau putem să ținem un jurnal. Nici asta nu e pentru mine. Am încercat, mă plictisesc până să-mi duc ideea până la capăt sau consider că nu mi s-a întâmplat nimic interesat în ziua aia. Așa că ne mai rămân doar fotografiile. Chestia asta cu fotografiile a ajuns într-un punct în care tehnologia ne-a stricat plăcerea asta cumva. Știu, e foarte simplu. Scoatem din buzunar telefonul, țac, țac, jap, jap, avem 3 filmulețe și o poză. Nu mai putem să stăm la concerte fără să nu ridicăm mâinile pe sus cu camere, de parcă se va mai uita cineva la ele. Tehnologia îmi place să o asemuiesc cu mersul pe jos. În momentul în care începem să alergăm, deci să avem o tehnologie mai bună, ajungem mult mai rapid unde am vrut. Numai că alergând așa zilnic, începem să obosim. Începem să vrem să mergem și mai ușor, să vedem și noi un copac, o floare, o curte pe lângă care trecem, poate chiar la naiba, să stăm naiba pe o bancă. Așa și cu fotografia, cu tehnologia. Astăzi o să vorbim despre fotografia pe film. Și dacă tot am adus vorba despre fotografie, mi-ar plăcea să vă povestesc un pic despre fotografia pe film și mai exact pe film de 35 de milimetri. Acest film de care toată lumea credea că am scăpat, s-a întors. N-a plecat de tot, s-a dus doar într-o mică vacanță prin anii 2010. În 2024 s-a întors cu forțe proaspete. Adică la ce mă refer? Mă refer la faptul că ne-am săturat de film digital. Ne-am săturat să facem 1000 de poze proaste. Mai bine facem una și proastă decât mai multe și ofilite. Acum o să mă întrebați dacă eu o să vă recomand vouă să faceți film, nu, să faceți fotografie pe film. Da, vă recomand. De ce? Pentru că e al dracu de simplu, pentru că ies proaste, pentru că nu o să vă intereseze cum ies și mai ales pentru că atunci când o să le primiți, o să vă bucure enorm pentru că ați uitat ce ați fotografiat. Aici am un aparat nou, dar cu un model sau cu o aliură veche a unui aparat Kodak. De ce vă arăt o chestie de plastic când vorbeam de fotografie și nu vă arăt o chestie complicată cu un obiectiv imens? Pentru că nu vreau să mă complic. Pentru că pentru mine în 2024 fotografia pe film înseamnă o joacă plăcută, o joacă cu amintirile. Nu tehnică, pentru că ne întoarcem înapoi și mai bine luăm un DSLR, luăm un aparat digital, luăm până și un telefon și facem poze. Eu vorbesc despre joacă, despre amintiri, despre bucurie. În plus, aparatul de multe ori nici nu costă nimic. Puteți să căutați acasă, puteți să căutați la părinți sau puteți să îl căutați la bunici, depinde cât de tineri sunteți. Dar hai să vă povestesc și ce înseamnă fotografie pe film. Da, mulți o să ziceți, da, domne, știu ce este. Dar printre voi sunt și oameni prea bătrâni ca să-și amintească sau au probleme cu memoria sau prea tineri și n-au văzut niciodată și nu știu ce este aia. Fotografia pe film înseamnă o bucată de plastic care este tratată cu niște chimicale foarte sensibile la lumină.
și aparatul foto face paf, deschide o găurică și acel film este impregnat cu lumina de afară. Așa că apare o poză pe negativ de cele mai multe ori, dar să nu intrăm în detalii tehnice. De obicei vorbim despre un film negativ care stă în beznă până când este developat cu alte substanțe chimice, scanat și ajunge pe mail-urile noastre. Rețineți că nu vorbesc despre fotografie profesională, nu vorbesc despre aparate SLR, nu vorbesc despre obiective, vorbesc doar despre o mică găurică care se deschide, se închide și aia este poza. Totul este într-o bucată de plastic. E atât de cald încât mi s-a oprit și filmarea mai devreme, așa că să reluăm din nou ce am spus. Dați-mi voie să vă dau niște sfaturi dacă v-am convins că vara asta trebuie să faceți poze pe film. Primul sfat, luați-vă o cameră foto cât mai simplă. În principiu, trebuie să căutați o bucată de plastic cu o gaură în ea. N-a sunat prea bine asta. În principiu, trebuie să luați o cameră numită point and shoot. Nu vă complicați cu SLR-uri decât dacă vreți neapărat să vă complicați viața. Căutați o cameră pe film de la prieteni, de la nepoți, de la bunici și dacă nu aveți, cumpărați-vă una. Second hand de preferat. Veți găsi multe, multe oferte pe net, pe OLX, pe alte site-uri. Următorul pas este să vă alegeți filmul pe care să-l băgați în cameră. Aici avem două opțiuni, alb negru sau color. Odată ce ați ales că veți filma alb negru sau color, trebuie să vă mai alegeți și celebrul ISO, adică sensibilitatea la lumină. Veți filma în soare, ca mine, vă alegeți un ISO mic. Filmați la o petrecere, seara, înăuntru, în interior, alegeți un ISO mare. Și acum, dacă tot aveți tot ce vă trebuie, o cameră, un film, băgați filmul în aparat, tot ce vă mai trebuie, este o destinație frumoasă, niște prieteni de treabă și un peisaj care merită imortalizat pe noul vostru film. Abia aștept să văd ce ați fotografiat. Mi-ar plăcea să-mi arătați ce fotografii ați făcut după câteva zile de vacanță. Așa că scrieți-mi. V-ați hotărât? Încercați fotografia pe film?